nem sala Flávio Salles que está no novo Alexandre Sabina vão gastar um episódio informativo de SP Momo. După cum știți toți, în fiecare an a fost un mit, de exemplu, nu știu ce an, 2016, 666, nu știu ce an era Balena Albastră, acum Momo. Momo, practic, este un număr, cică, care trebuie să pui pe WhatsApp și cică te o să răspundă și ca un fel de Balena Albastră, îți spune câteva întrebări, dacă nu îți spune câteva challenge-uri și dacă nu le faci mori, o să te facă să te omori. Această, o singură casă a întâmplat în lume cu o fetiță mai mică, care s-a sinucis din cauza acestui joc, este doar, eu nu știu ce să cred, doar un robot care răspunde, zic că este un robot. Vreau să vă zic că nu există Momo, ca să știți, este doar o statuetă din China, din Japonia, și japonezii s-au folosit, unii niște hackeri s-au folosit de această statuetă și a numit-o Momo. Da, și ei vorbesc, practic. Ei știu orice limbă sau mai mult să folosesc YouTube-ul, ideea ca pentru vizualizări, dar pur și simplu au găsit ei o poză cu Momo. Au găsit o poză cu statuita asta, ci care are picioare de găină și are fața asta cu, are părul negru, un zâmbet și ochii ăștia care ies din ea. Practic, Momo nu există. Dacă ar exista, ar fi nașpa. Practic, nu spune câteva challenge-uri, cum are și o statuetă care vrea să faci, care s-au fost niște hack de ea ca să spun un copii diferite informații, de exemplu, unde locuiești sau unde stai și vă recomand să nu sunați la numărul ăsta chiar dacă nu e adevărat, pentru că s-ar putea întâmpla ceva foarte grav și eu nu sunt responsabil cu ce se întâmplă. Numărul ăsta îl găsiți pe diferite site-uri, dar nu există acest număr. Sau, nu, s-ar putea să vă spun, s-ar putea să nu. Poate un YouTuber a făcut episoade cu Momo, de exemplu, a făcut Madalin Clash Royale. Madalin, uit, Clash Royale sau acum îl cheamă Madalin canalul. A făcut, de exemplu, De exemplu, a făcut și Ichilent, un copil. A făcut foarte multe episoade cu Momo. A făcut și Motansou și, da, cum a să folosește de chestia asta, el făcea topul, dar, na, apoi să folosea de chestii, de episoadele alea, în fi, nu vorbim acum, vorbim de Momo, deci, Momo nu există, fraților, și mie, are o față destul de creepy Momo, dar realitatea nu există. Dacă ce ar răspunde, ar fi un hacker. N-are cum o... Dacă n-are mâini, n-are cum să... N-are... N-are... Uile! Bâlbâi! N-are cum să aibă mostul... telefon, ca să știți. Și acum am fost și două imagini, ca... Na... Că na... Și da, n-are cum să aibă microfonul monstru, pentru că na... N-are mâini și... Da... Nu știu dacă... E și o statuetă din Japonia. Și ca să vă dovadă că e din Japonia acel număr, dacă scrieți numărul Momo, care îl găsiți eu la YouTube, căutați pe Google, o să scrie practic ceva și o scrie Japonia sau și o ceva tribă chineză, japoneză. Și asta explică că unii japonezi sau un japonez face prank-ul, cine știe, n-are cum să existe Momo. Și dar tot nu vă recomand să încercați chiar dacă nu există. În fiecare an a fost un mit cu multe chestii, foarte multe chestii fake s-au inventat și și acolo, hai să zicem că a fost cazul, dar nu există. N-ai de cum să răspundă. Dar acum toată lumea crede că chiar merge, care există Momo. Dacă vezi, fac și eu un episod, dacă strânge la episodul ăsta mai multe like-uri, dar cum am spus, nu există Momo. Și acum tot cu căștii cu microfon vorbesc. Și dacă v-ați uitat până aici, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și share și să scrieți un comentariu cu hashtag Sunt Patriot. Asta vreau să scrieți. Hashtag sunt Patriot. Așa. Și da, nu sunt foarte multe chestii de discutat despre Momo, dar vreau să știți că nu există. Unii, majoritatea YouTube-ului fac parodie, Caterin, că mi chiar a spus un YouTuber că face, a fost o parodie, că sunt copii mici care chiar cred, el nu face clickbait deloc, nu fac prea face clickbait.
YouTube a pus click, un clickbait, un nume clickbait și pu efectiv au jucat un joc cu Momo. Deci, da, fiecare YouTuber face vizualizări cu chestia asta, până și eu intru. Mi-e place să mă la videoclipul cu Momo. Momo, chiar dacă nu e adevărat, dar e funny. Nu pot zic că este horror, dar totuși te știm ce asta horror. Eu nu am scris că există Momo. Dacă v-a plăcut episoade de genul, să spuneți dacă aveți episoade informative despre un anumit lucru, o să postez chiar acum un episod de Fortnite, informativ despre Fortnite pe Android. Nu o să vă zic mai multe, că am zis în episodul respectiv, nu l-am publicat încă, mai întâi pe ăsta. Am făcut multe episoade pregătite pentru voi, dar restul care le fac acum sunt făcute de azi, adică din 8 august 2018. Și da, Momo nu există, cum am spus, ea dar o statuietă sau un hacker din Japonia, cine știe, care a pus numele Momo la monstru ăsta și și-a pus poza cu ei, pus și plus și-a pus poza ei, sau are statuieta în casă, ți-a o statuie. Dacă nu știi ce înseamnă statuietă, înseamnă statuie. Și cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Alexandru Novac și ne ajung data viitoare cu un nou episod despre ce informativ sau de gaming. Pa, pa!